În primul rând de campionatul final acum, unde am fost 8 echipe, au fost 4 zile foarte grele, dar în același timp foarte frumoase și s-a terminat cu fericire pentru noi. Vreau să-i felicit în primul rând și în primul rând pe băieți, au dovedit că sunt o echipă, indiferent, am plecat greu la drum. Am jucat cu universități bine cotate, dar vreau să vă spun că toată lumea ne-a considerat favoriți. În special datorită faptului că am avut jucători foarte buni și, mă repet, am fost o echipă. Am avut două momente critice, să zic așa, un pas și al doilea, care l-am depășit în meciul 2 cu Babeș-Bovean. Am pierdut 1-0 în ultimele două minute și am stat la mâna rezultatelor ca să ne calificăm în finală. După meci, toată lumea era cu capul plecat. Am zis, nu e nimic. Eram conștient că mai avem o șansă, dar nu eram conștient că putem juca finala mare. În urma rezultatelor, am jucat finala mare. Pentru că am câștigat cu Politehnica București, care este o fuziune între Politehnica București și cea din Pitești, cu condiții extraordinare. Și am câștigat 2-0, exact scorul care ne-a trebuit. La pauză a fost 0-0, pe fondul jocului nostru foarte bun, foarte bun. Deci, cred că cel mai bun joc din acest campionat. Dar am ratat și la pauză am avut și eu probabil o ieșire mai nervoasă. Am zis că plec pe jos acasă, dar dacă nu câștigăm acest meci. Am marcat primul gol 1-0, chiar cum a început a doua repriză și se mergea spre 1-0. Eram conștient că cei de la Alba Iulia nu o să câștige cu Babeș-Bolyai Cluj. Și asta s-a și întâmplat. Noi trebuia să stăm la mâna rezultatelor dintre rezultatului dintre Babeș-Bolyai și cei de la Alba Iulia. Scorul a fost 4-1 pentru Babeș-Bolyai. Noi la 1-0 veneam acasă. Am fost 3 echipe cu 6 puncte și în urma rezultatelor directe s-a făcut departajarea la gol averaj. Și în urma rezultatului de 2-0 ne-am calificat în finală. În finală am avut primele 15 minute de emoții, am avut încredere și am încredere în acești băieți care au făcut eforturi supraumenești. L-am pe Sabău, Gavrilă, nu vreau să dau nume, să uit pe cineva sau ăsta, care au jucat 3 meciuri într-o zi, 3 meciuri. Au jucat și au lăsat echipamentul, au plecat la Filiași. Au jucat acolo, au venit noaptea la 12:30 și a doua zi dimineața au jucat finala. Tot respectul pentru acești băieți, tot respectul pentru toți, pentru grupul care am pornit acum un an și am luat locul 2 la Oradea. A fost un grup foarte frumos de la Sântana. Am pornit, am jucat finala, am luat locul 2, anul ăsta am zis că mergem și luăm locul 1. Am plecat încă o dată, repet, ca favoriți, dar nu știu, au fost jucători, vreau să vă spun, de Liga 1, Liga 1, Liga 2. E foarte greu să obții jucătorii de la cluburi. Vreau să mulțumesc și fostei conduceri, deci că am pornit acum un an, domnului decan pentru sprijinul colegilor, domnului rector, vreau să-i mulțumesc din suflet, știe dânsul cu echipamentul și cu... Am renunțat la unele ca să obținem altele, cu bani puțin și suflete mari, cum suntem noi, echipă unită, am obținut un rezultat, eu zic, imens pentru asta și o să reprezentăm România la turneul final, la campionatul european.